În episodul trecut am fost capturați de spiriduși și am devenit sclavii lor pentru 24 de ore. Însă eu cu Draculas nu ne-am dat bătuți, așa că am găsit o bombă și am explodat lumea spiridușilor. Acum urmează continuarea. Vizionare plăcută! Hă? Draculas! Pă! Pă, Draculas! Hai afară din foc! Hai afară, mă! Pă, hai afară! Hai! Dă mâna, dă mâna, hai! Draculas, haide! Tu nici măcar nu ții mâna aia să mă tragi! Hai că-ți dau mâna, vreau să ieși! Uitați ce faceți, că nici măcar nu mă scoate din foc! Bă, gata! Draculas, mă, ești bine? Bă, tu mă ameninți cu arma în timp ce sunt în foc? Nu, că eu mă bag înapoi în foc! Bă, stai, bă, Draculas! Înapoi afară, înapoi afară! Bine, bă, stai puțin, bă, că abia m-am trezit și eu! Bă, Sky, noi ultima oară am dat cu o super bombă! Uite, bă, săracii spiriduși! Bă, ce s-a întâmplat cu ei? Deci, uite, a murit fiecare? Bă, cine l-a dus pe Gica aici? Bă, Gica, ești bine? Gica, copu! Bă, să cu Gica! Bă, arde Gica! Bă, scapă-t! Bă, am salvat! Ce-ai făcut, mă, cu Gica, că mai trăiește? Mamă, bă, Draculas, hai aici, rapid! Draculas, trebuie să... Nu să mai trăiască! Ba da, Draculas, trebuie să îi terminăm suferința la Gica. Da, chiar, bă, okay. Haide, Gica. Pentru fratele Gica! Gica! Bă! Nu, Gica! Tu vrei să ne batem? Așa, lasă-l pe Gica! Fii atent, Sky, trebuie să-i facem frumos binecuvântarea lui Gica. Notre patrie, notre mio! Gica, nu! L-am pălit din... Papa, Gica! L-am pălit cât din zburat, da! Noi ne-am luat cu Gica, vină cu atât spiriduși ăștia, ar duce-te la ăsta, săracu! Ăsta e jumate în pământ! Mamă! Vreau să fiu un spiriduș! Tu te mă mură aici! Bă, scoate-l, bă, uite-l cum face, bă, săracu! Bă, e turbat, e turbat! Oleu, bă, sărac! Bă, Sky, ascultă-mă puțin! Da. Nu orice mișcă trebuie să-l omorâm, nu, putem să-i salvăm, nu trebuie să-l scurmăm la tot suferința, mă înțelegi? Mă, Draculasu, cred că nu mai ții minte ce s-a întâmplat ultima dată, nu ții minte că spiridușii ăștia au vrut să ne facă sclavi și tu acum vrei să-i salvezi? Bă, ok, au vrut să ne facă sclav, dau și o suferință, bă, uite-te la asta. Chiar nu-mi pasă, Draculas, ce suferă și... Așa. Bă, Sky, da. Trebuie să fugim cât mai putem de aici, că sigur o să vină tot spiridușii și o să se adune aici. Sincer, zici tu ceva acolo, bine. Bă, vină cu la Sky. Haide, Draculas. Trebuie săracul spiriduș aici. Da, Draculas, haide. Cred că ar trebui să-l bag eu în buzunar. Așa, l-am băgat în buzunar. Bă, Sky, ce faci acolo? Nimic. De ce? Bă, unde-i... Ce-ai făcut, bă, cu spiritușul ăla? L-am aruncat, gen... Okay. Așa, okay. Bă, Sky. Da, mă, da. Vino cu ace. Okay. Trebuie să vedem pe unde trebuie să o luăm. Vezi nămolul ăsta? Vezi? Da. Ce zici? Să urmărim drumul, gen, sau... Da, bă, putem face și așa, dar fii atent ca strămoșii noștri, trebuie să bași nisipul ăsta în gură, să-l... What? Draculas, bă! Bă, tu nu mânca asta! Era ceva de cal, cred. Bă, tu ai mâncat cumva... Cuvântul cu B, dar nu-l spune că mi se face mai rău. Cu B, a, bălegar? Nu! Da, bă, era bălegar, dar... Da, bă, cred că trebuie să o luăm tehnica. Scuipă, Draculas! Scuipă! Da. Nu mai am ce să scuip, deja l-am înghițit. O fă bun? Ce? Bă, nu mă mai întreba. Că mi se face mai tare rău. Bă, da. Fii atent. Ai tu dreptate, trebuie să ne luăm după urmele astea de mașină, vrei să spui, nu? Da. Tu vezi că este steagul României acolo, gen what? What? Stai, bă, să mă uit și eu. Bă, asta înseamnă un singur lucru. Suntem într-o pădure din România. Asta știam deja. Iai, bă, și eu când te-am întrebat unde suntem, de ce ai spus că nu știi unde suntem? A, păi ți-am zis așa pe moment, că nu știu cum. Dar suntem într-o pădure. Păi lasă-mă, am în pace, Draculas. Bine, trebuie să facem, fii atent, frate Sky, trebuie să facem cu capul ce se întâmplă aici. Cu capul? Sunt niște... Da, bă, dacă puștenii ăștia sunt tăiați. Cum să fac cu capul? Să fac ca nebunul? Da, bă, gen... Exact. Ok. Bă, frate Sky, aici sunt niște defrișări ilegale din copaci. Posibil. Draculas, mașina, ce? Mașina. Bă, ai jos. Ce mașină e aia? Mașina? What? Mașina de poliție? Da, Draculas, e mașina de poliție. Văd și doi polițiști, Draculas, sunt doi polițiști. Domnii polițiști, vă rog frumos, șobolanul ăsta nebun vrea să-mi ia, o spus, deci nu știu cine este șobolanul ăsta, vă rog mult, salvați-mă de el. Draculas?
Pe Sky, vino încoace, că știu ce facem, ia-te după mine. Okay. Deci, am venit aici și nu am bubuit nimica dacă de asta ați venit. Stai, bă, că vrea să vorbească cu noi. Ce vrea să zică? Salutare, domnilor, am auzit o explozie și am venit să investigăm și am găsit și defrișarea asta de pădure. Bă, nu știu ce vrea nebunul ăsta. Nu, mă iertați, nu v-am făcut nebun. Da, și întrebarea mea este, ați văzut vreo explozie pe aici? Bă, da! Bă, Draculas, dai cap, dai cap! Draculas, dai! Bă, nu, ajutor! Dai! Bă, repede în mașină, bă, stai, trebuie să fugim repede. Bă, așteaptă, bă, repede. Draculas, lasă-mă să mă urc. Nu merge! Aoleu, am uitat că sunt chestii portierele, numai aici ai deschis să salut. Deschide-o! Draculas! Draculas, așteaptă-mă, bă, ești nebun la cap! Bă, stai, bă, puțin, stai să-ți scot din portbagaj ceva, da? Ok, ok, ok. Bagă-te aici, repede! What? Unde? În mașină, gen? Aici, nu, aici, 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 așa! Oh, da, bă, Draculas? Draculas! Draculas, încetează! Draculas, ce faci cu mine? Draculas, unde mă tragi? Încetează, gata! Au, au, mă doare! Mă doare pina de capibara! Pă, pă, cum ai dat într-o copac? Știu, știu că e nasol, dar fii atent, fii atent ce plan am, frate! Putem scăpa, să scăpăm de spiritușii ăștia de aici din România! Mergem la benzinărie! Ce benzinărie? La cea mai apropiată benzinărie de aici din România. What? Nu mai avem benzină sau ce vrei să zici? Bă, mă bagi în apă, ești nebun. Mai spălat. Bă, trebuie să facem, să cumpărăm niște produse, să avem pe drum, să mâncăm, bă, Sky. Bă, Draculas, mă, asta e, tu mă torturezi. Ia pune-te acolo să vezi cum este. Pune-te numai. Bine, bine. Pune-te. Tu conduci tu. Hai să vedem. Aoleu, ce nasol e. Mă pare rău pentru tot ce a zis. Hai, milă, hai, milă. Nu mă mai opresc, mergem la benzinărie, da? Haide. La benzinărie cu Draculas, haide. Bine, hai, dă-i tare. Haide, Draculas, ține-te bine. Bă, Sky, bă, te rog eu mult, bă, nu mai pot aici, uite, bă, uite luna cum arată. Draculas, gata, gata, încă un pic și ajungem, încă un pic răbdare. Bă, că de 7 ori în continuu spui că încă un pic trebuie să mă duc la baie, bă, am făcut pe mine de 7 ori. Faci pe tine, de câte ori, 7 ori? De 7 ori, bă, pe tu tot îmi spui că oprim, oprim și n-am mai oprit. Uite că am ajuns, bă, gata. Gata. Oleo, 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 oh, 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 stai că cred că am blocat mașina, Draculas. Oh, Draculas! Bă, stai, stai că avem o problemă! Bă, ești bine? Draculas, stai afară cumva! Ajută-mă că mi se toacă oasele aici! Nu știu ce să fac, stai! Stai că încerc să te scot din mașină! Spar oasele! Bă, fii atent cum faci! Dă cu pumnul în mașină ca să o muți! Oh, stai, ok, Draculas, ok, ține-te bine! Bă, Sky, bă, dă-l mașină ca să mă muți! Ține-te, Draculas, ține-te, ține-te! Mă țin, da! Așa! Draculas, îți bine! Bă, chiar nu a funcționat! Bă! Bă! Draculas! Ce s-a întâmplat, Draculas, ești bine? Bă! Bă, bă, Sky, bă, stai că vin acum, bă! Bă, Sky! Iauleu! Bă, mașina e bine, mașina e bine! Mă, mașina, pe tine de mașină te interesează? Stai, mă, frate, doar vreau să mă asigur că este în regulă, că altfel ce facem? Oh, nu. Oh, cred că e distrusă toată, Draculas. Auleu, bă, eu am toate oasele dislocate în corp, sunt ca un pui dezosat. Știi cum arată un pui dezosat? Da. Da, fix așa sunt eu acum, în momentul de față. Bă, mă bucur că ești tu bine, îmi pare rău de mașina, asta este. Oricum era dusă, oricum era dusă. Bă, Sky, bă, acum, bine, nici nu mai contează, o să luăm taxiul, hai să mergem, că, bă, fac venit, trebuie să mă duc urgent la baie, frate, și trebuie să cumpărăm și noi o apă, un suc, o ceva. Haide, Draculas, hai, mergem la baie. Bă, fii atent, și așa bine că am scăpat de mașina de poliție, că era furată, totuși. Adică gen... Era, a, da, am vrut să te întreb dacă chiar era furată, dar am uitat că împreună am furat-o. Corect. Bă, Sky, uite, da, ce? Uite, știi că de ziua ta ți-am mâncat tort, uite, la mulți ani. Mulțumesc. Oh. Bă, aoleu, s-a adus. Bună seara, doamnă. Bună seara. Deci eu sunt aici cu Sky și am vrea să cumpărăm ceva. Aoleu, de unde ați mai apărut și voi? Oh, nu, bă, cred că Sky este încântată să ne vadă. Bă, femeie! Aia spun, dă-i Sky, dă-i! Dă-i! Bă, așa. Acum spun că putem fura totul, nu? Bă, da, dar avem vreo 5 minute să ne cărăm de aici până nu vine poliția, că am omorât-o. Bă, la asta este. Aoleu. Bă, Sky, bă, fac pe mine, bă, trebuie să mă duc urgent, mă înțelegi? Mă duc la baie urgent, nu-mi pare rău, nu, chiar nu mai pot, frate. Ok, ok, dar închide ușa după tine, gen, pentru că așa este frumos. Așa.
treabă, doar du-te, Doamne, nici măcar la baie nu mă lasă. Rapid, draculească, o să vină poliția. Da, bă, încerc cât de rapid, bă, dar nu găsesc hârtie igienică pe undeva pe aici. A, cred că am găsit-o. Aici, auleu, bă. A, stai puțin, bă, că nu știu ce fac aici. 5 minutes later. Mamă, frate, Draculas nu mai este niciodată de la baie. Bă, ce faci, mă? Ce faci acolo înăuntru? Bă, am găsit aici un tomberon, dar nu știu la ce ar trebui să-l folosesc, bă. Nu știu să folosesc. Fii atent, frate, că-ți bag eu aici un cadou, frate. Ce? Ia. Hârtie igienică? Da, da. Așa trebuie dacă nu mai ești de la baie niciodată, vezi? Aoleu, bă, ce-ai făcut? Stai să mă ridic. Na, mă, na, poftim. Așa ți-a trebuit. Bă, scai, bă. Așa ți-a trebuit. Gata, bă, vrei să o mai folosești? Da, no, ai stricat acolo. Tu ai stricat, ai înfundat o WC-ul, ai făcut dezastru acolo, mă. Da, bă, vino. Stai, bă, vino un coace, da, unde? Da. Vino, arată-mi unde am făcut dezastru aici, Sky. Bă, nici nu vreau să ridic capacul de la WC-ul, dar bă, spală-te pe mână, mă, după ce ai făcut la baie, te speli. Stai, bă, că le ridic eu, stai așa. Nu, nu, e în regulă, e în regulă, dar acolo asta e în regulă, e în regulă, e în regulă. Hai, bă, deschizi înapoi ușa, bă, vino un coace, da, arată, da, nu-i stricat, uite, stai să trag apa. Trage apa, frate, trage. Bă, bă, Dracula, bă, dezastru. Ți-am spus că e stricat, bă, trebuie dezastru, să mergem afară. Hai să mergem afară. Ia, eu iau punga asta de eu chipsuri. Eu iau peștele ăsta, că nu. De fapt, nu, stai, eu, și eu iau un chips. Bă, numai bine ei, nu-i mai logic să iei sticla de cola, și așa am avea ce să bem? Bă, da, bine, hai dreptate, hai că l-am luat sticul. Hai, hai, Dracula, hai. What? Omul de la geam? Omule de la geam cu familia ta? Familia de la geam. Familia de la geam? What? Bă, dar ăștia nu cumva sunt răi? Nu știu. Bună, bună seara. Bună. Salutare, băieți. Eu sunt omul de la geam. Și am venit aici cu familia mea, că căutăm ceva de mâncare și noi nu știm să avem grijă de bebe de la geam. Și uite, numai bine v-am găsit pe voi doi ca să aveți grijă de el. Ce spuneți? Da, cred că Dracula chiar ar dori să aibă grijă. Da, nu. Deci Sky, am vorbit cu Sky, o spus că ce i-ar plăcea să fie de dacă gata, eu plec de aici. Dracula, i-ar plăcea lui Dracula. Nu, bă, vino coace că vrea să ne mai spună ceva. Ce vrea, fratele? Ia. Cred că nu mai aveți nicio scăpare de aici, da, dragii mei, Sky și Draculas. Uitați-vă la bebe de la geam. Eu și cu soția mea de la geam nu știm să avem grijă de el. Uitați-vă la el cât de drăguț. Doar uitați-vă ce poate să zică. Da? Ce vrei să spui bebe de la geam? O să vă mănânc piciorușile alea și o să fac din oasele voastre coliere la gât. Bă! Parunc cu ăsta după tine. Ce să mai arunci, Sky? Pă, Sky, parunc, da, depărtează-te, da, ușor, da, ușor și fugi. Hai, fugi, Dracula, fugi, fugi. Fugi pentru viața ta, Dracula, pentru... A, Dracula, m-a prins! Sky, Dracula, vine după noi, Dracula! Dracula, ce puternic ești! Fugi, fugi, pădure! Fugi, pădure, nu, m-a furat, m-a furat, Dracula, m-a furat! Mă fură și pe mine, nu! Ai, de capul meu... Bă, Sky! Sky! Da! Bă, trezește-te! Bă, oh, nu! Bă, Dracula, oh, unde suntem? Dracula, ia-mă, brațe, bă, Sky, bă! Hai, hai! Bă. Ce se întâmplă? Unde suntem, bă? Unde suntem? Îți spun eu ce s-a întâmplat. Ți-am spus că trebuia să plecăm. Dacă n-ai fi dat cu grenada aia la baie, am fi fost plecați, bă. Și bă, am avut ghinionul, fix în seara aia, să vină familia omului de la geam și să ne prindă în benzinărie acolo. Oh my god, Dracula, asta... Iar, știi ce nu-mi place, mă? Mereu dau vina pe mine, gen... Zici că eu am dat cu grenada, de fapt tu ai stat în baie jumate de oră. Băi, bă, m-ai ținut pe drum 7 ore. Bine, nu asta, nu contează asta, ok? Ok, ok, ok. Bă, frate. Bă, și unde suntem, bă, stai? Bă, Draculas! Crăciun fericit, Draculas, Crăciun fericit! Nici măcar nu-i Crăciunul, nu înțeleg. Tu-ți dai seama... Bă, stai puțin, eu acum realizez. Tu-ți dai seama ce psihopat sunt ăștia dacă ăștia fac Crăciunul acum? Fac Crăciunul și vine Halloween, ești nebun? Bă, dar chiar, bă, suntem în toamnă și ăștia... Tu-ți dai seama ce nebună e familia asta? Nebună, rău de tot. Adică uite-te un pic la copilul ăla. Copilul ăla joacă hora pe masă. Bă, cred că vrea să-l mâncăm. Se, vrea să ne zică ceva, tu auzi? Domnule om de la geam, iartă-ne, de cine ai capturat? Băieți, cum să vă spun eu? Eu și soția mea nu putem să avem grijă de bebe de la geam. Așa că v-am prins pe voi doi. Și de azi încolo, pe viață, o să stați în casa noastră. Și vă spun de pe acum, familia asta e foarte nebună și bebe de la geam e și mai nebun decât noi doi. Și prima oară aș vrea să vă spun o chestie. Prima oară vreau să-l puneți pe bebe de la geam să doarmă. Iar după aia soția mea de la geam o să vă spună ce trebuie să faceți a doua oară, bine?
Ai de capul meu, bă, Dracula, eu n-am niciun copil, eu nu știu cum să mă comport cu un copil. Bă, da, tu crezi? Bă, tu crezi că eu am vreun copil? Bă, bine, eu îl bat, efectiv, îl iau la bătaie, ești nebun? Aruncă-l, bă, pe geam, serios? Dacă tot așa. Omul de la geam. Ce să mai stăm? Dă, bă! Ce ți acolo, voi vreți să vă distrug? Nu, iertați-ne, domnule, ne jucam cu el. Da, corect, ne-am jucat cu el, gen. Uite, dai foc! Bă, stai puțin, glumit, bă, că noi ne jucăm cu focul. Am glumit. Și am o întrebare, domnule om de la geam. Dacă eu cu Sky n-acceptăm să facem prostia asta, ce o să se întâmple? Ce o să se întâmple? O să vă mănânc sufletele. Asta vreți? Bine, gata. Îl punem la somn, nu? Îl punem la somn. Da. Deci primul lucru, îl puneți la somn. Acum o să vorbiți cu soția mea să vă spună ce trebuie să faceți al doilea lucru. Ok. Doamna de la geam? Doamna de la geam, da. Băieți, al doilea lucru, vreau să-i faceți ceva de mâncare, că eu sunt obosită tare, că am fost la coafor, mă înțelegeți? Mă înțelegeți? Da. Bine, străieți. Hai, bă, Sky, deschide ușa. Hai de capul meu, hai. Dacă ținem la viața noastră. Da, stai. Bă, unde-i patul? Unde-i patul, gen? Unde-i? Bă, voi puneți întrebări, mișcarea. Nu, iertați. Hai aici, poate aici? Tu vrei să ne omori cu zile? Da, mă, da, uite aici. Bine, deci, domnule Cocuță, bă, copchile, om de la geam. Bă, copchile, dormi că te bat. Bă, copchile, vezi ranga asta, dacă nu reușești să dormi, te așează-mă. Așa dă-i. Tate, mă, bat ăștia. Bă, ce? Nu, nu e adevărat. Bă, nani, puiu, mami, caz din copac, vine salvarea. Bun așa? Bă, nu-i bun. Îi trag în cap? Da, bă, trage-i. Nenorocește-i. Bă, stai, am eu o idee. Dracula, ai încredere în ideea mea? Da, frate, Sky, ce? Na, fii atent. Ai încredere în pumnul meu? Bă, copchile? Bă, ce vrei să-i faci? Copchile, dormi! Eu-l țin. L-ai salvat. Copchile, dormi! Bă, ce facem? Băieți, ce se întâmplă acolo? Doarme! Bă, vrea să intre, pune ceva la ușa aici. Blochează ușa așa. Am blocat ușa. Alo, de ce nu merge clanța? Ce faceți acolo? Îl punem la somn, Caut copilul, unde-i copilul? Bă, cred că e supat. Dracula, se supat. Ia, hai să-l scoatem, hai. Hai, Dracula. Bă, Sky, bă, gata, l-am scos. Scoate-l de supat, scoate-l. Așa. Acum, doamna de la geam. Ce faceți acolo? Vreau să văd copilul. Aici este în regulă. Copilul, da, uitați cât de bine e copilul. Bun, ați dat fail. Nu a dormit. O să vă mănânc sufletele. Nu, vă rugăm. Bă, vă rugăm. Mai avem o șansă. Facem de mâncare. Exact. Bine, faceți-i ceva bun de mâncare și dacă aud că nu-i place, o să suferi. Nu, o să-i placă. Frate, da, ce horror. Doamnă, vă rog eu mult, dădeți-vă un pic mai încolo. Așa, doamnă, vă rog frumos, sunteți, înțeleg că ați fost la coafor, dar un pic să mai și străbiți, că sunteți grasă și nu cumva te dai la mine? Nu, what? Bă, Sky, bă, eu spun să-ți alegi altfel. Nu, e regulă. Bă, Dracula, fii atent, eu sunt bucătar înnăscut. Bă, mi-e este frică când spui din astea. Bă, uite ce ingrediente avem lapte stricat, avem... Ok. Țuică. What? Și ceva sosuri expirate, baftă. Ups. Deci, copile, ce-ți place să mănânci? Vreau o prăjitură să-mi faceți. Prăjitură? Bă, fii atent, am găsit asta de fasole. Ok, pune-le aici. Bă, Dracula, dar ce mâncare facem noi cu de-astea expirate? Ești de bun la cap? Bă, avem asta de fasole care observ că e goală. Bă, e goală. Ai mâncat fasolele din ea? Nu, n-am mâncat, sau... Nu. Bă, cred că le-ai mâncat, dar uite câte ingrediente avem aici. Mamă, băi, așa, copilul da! O să mănânci pe cinste, ce să-ți facem atent. Niște mici, niște mușdei. Uite. Nu, eu vreau o prăjitură. Clor, dă-i clor să moară. Bă, îi dăm... Bă, cam întunecat ce-ai spus, dar o să iau. Fii atent, copile, ai mai mâncat vreodată carne crudă cu clor? Ai prăjitură? Da. Copchile, uite ce prăjitură-ți bag eu în cură aici de bună capă. Ar fi amuzat, da. Dar nu. Păi, de unde se face noi rost de prăjitură? Bă, fă-i cu ce ai acolo. Deci fii atent, copile, ce prăjitură să facem. Luăm un pește, luăm clor și carne crudă. Și facem aici o prăjitură. Și prăjitură de castraveți, frate. Da, mamă, ce inteligentă-i Skaia. S-a auzit bine, prăjitură de castraveți. Da, și mănâncă acum, copile, ia. Copchile, mănâncă, bagă-te-le. Bagă.
Bagă. Bă, bă. Ce asta nu-mi place? Nu, stai. Fii atent, trebuie să... Am uitat să prăjim, Draculas. Stai un pic, Draculas, că pun aici asta de prăjit. Nu, Draculas, bă, ține-te! Draculas! Bă, ce era să faci, bă, tu ești nebun la cap, era să distrugi copilul. Bă, nu-l distrug, mă, vreau să-l prăjesc, ia, fratele. Bă, băieți, ia să deschide ușa să văd ce se întâmplă. Ce facem? Acceptăm soarta. Bă, Draculas, bă, deschis ușa. Bă, ce? Cum adică? Ce? Uite-te. Bă, copile, ți-au făcut băieții ăștia mâncare bună? Da. Bă, stai, bă, că ăsta băia să mintă, nu l-ai auzit? Tătucă, să știi că nu mi-au făcut mâncare bună ăștia, așa că vreau să-i execuț în stil japonez. Bă, știi, cucuța prea multe. Bă, nu ți-a plăcut, uite, banana asta din cur, adică... Nu ți-a plăcut brânza asta mucegăită cu clor? Sincer, mănâncă, copile. Băi, bă, bate joc de copilul meu, eu v-am adus aici ca să aveți grijă de el. Vă mai dau o ultimă șansă să-l scoateți afară, să se joace frumos. Dacă ați încurcat-o, o să vă mănânc sufletele. Bine, o ultimă șansă. Hai să ducem afară. Hai să ne jucăm cu el. O ultimă șansă. Ultima șansă. Hei, copile, vrei să sari pe geam? Mi-e frică. Ia sari. S-a dus, fratele. Ia, aruncă-l un picuț așa să vadă și el ce înseamnă viața. Uite, copile. Bă, stai un pic. Bă, Draculas, tu vezi că e ninge. What? Da, păi, what? Bă, nu știu ce se întâmplă aici, în satul omului de la geam. Cred că suntem în altă dimensiune, ești nebun? Și cum ne jucăm cu copilul ăsta? Ce facem cu el, Draculas? Păi ce să facem, domn Sky? Construim oameni de zăpadă! Ia uite ce am construit aici! Wow, ce mișto arată! Wow! Stai. Îți place, copilule? Da! Mamă, ce mult îmi place! Uite încă unul! Wow, ce șmecher! Păi da, adu-i încoace, uite, joacă-te cu el! Bă! Bă, Sky, trebuie să vedem ce facem, să scăpăm de aici, dar nu-mi dau seama. Uite, steagul României, poate doar... Bă! Mai este unul, și uite, încă unul. Dă-i mașina asta! Uite, copile, mai este asta de aici. Joacă-te cu el. Vreau să mă joc cu ăsta. Da. Bă, Sky, bă, trebuie să ne gândim foarte bine la ce facem, înțelegi? Ce facem? Hai să ne gândim. Ce zici să ne furișăm încet? Acum, până nu ne vede nimeni. Bă, Sky, bă, tu nu vezi că se uită la noi la geam, de la geam? Adică, bă, e familia omului de la geam care se uită de la geam, mă înțelegi? Bă, dar deci îți vine să-ți crezi că omul de la geam se uită de la geam? Bă, nu, Bă, bă, dar acolo asta e pronunțat greșit, este omul de la jam. Omul de la jam? Omul e la jam. Omul de la jam. Jamul de la om. Bă, Sky, serios, uite, pun mâna pe umărul tău. Okay. Cred că ai nebunit și tu cât ai stat aici cu familia asta. Bă, sincer, chiar cred că am nebunit, fratele meu. Chiar cred că am nebunit. De ce se mișcă ceva în buzunarul tău? Ce e acolo? What? Aș vrea să fiu un spiriduș cu o vioară și un arcoș. Draculas, scapă-mă că mi se mișcă între buci, Draculas, între buci. Bă, dai mă să-l scot, vino în față și vă stai. Wow, Draculas, o sărit afară. Uai, uite-l. O sărit spiritușul. Uite-l. Bă, Draculas. Salutare, băieți. Am uitat să zic, Draculas, ceva. Eu am băgat un spirituș în buzunar. Bă, tu m-ai păcălit cumva? Nu te-am păcălit, gen, am uitat de el, am și uitat că este la mine. Bă, tu ai furat spiritușul din Pădurea Sfințită din România, tu o să aduci blestemul pe capul nostru. Nu e adevărat, uite, e prietenul nostru spiritușul acesta, așa-i? Auleu, aș vrea să fii un spirituș, Wasley. Bă, fii atent ce facem. Domnule spirituș albastru, vezi copilul ăla de la geam de acolo? Oh, copilul de la geam, da. Ce-ai zice dacă le luași și le duci departe în pădure? Departe tare! Departe, cât mai departe posibil, ia du-te! Da. Uite, vină cu aici. Așa, joacă-te cu el sau pleacă, fugi cu el, nu știu, fă ce vrei. Fiți atenți, uitați-vă în spate și vedeți dacă vine familia de la geam. Ok, ia. Ok. Bă, nu vine nimeni. Da, pare tot în regulă. Da, nu-i nimica, nu vine. Da, tot în regulă. Bă, what? Zici ce am făcut că deci omul de la geam a spus că dacă n-avem grijă de copilul lui, ni mănâncă sufletele. Bă, l-a furat un spirituș, l-a dus departe în pădure. Bă, efectiv erau, uite, Draculas, chiar aici, vezi? Chiar aici. Mai bine fugim până nu văd ce am făcut. Bă, da. Draculas, rapid, până nu vine ăștia să ne prindă. Hai, rapid. Băieți,
E timpul somnului. Unde este copilul de la geam? Nu mai există. Ce-ai spus să-i? Nu, domnul de la geam, stați puțin, că Sky nou, Sky-ul, domnul nebunii, Sky-ul, tra-la-la-la, uitați-vă. Nu mai există copilul. Adică, bă, deci... Este bun la cap, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Spune, vedeți? Cum să vă spun eu, copilul, deci, mamă, stați să vă spun, deci copilul a crescut așa de mare încât s-a dus la facultate, a spus să vă spunem că vine peste ani și ani de zile și... Chiar așa este, crezi că să ne creadă? Tu nu vezi deja, ți-i turât? Ia, veniți în coace, să vă plec sufletelul. Draculas, fugi, Draculas, nu, Draculas, m-a prins! Ia să vă mănânc sufletelul.